E aici și e pregătită să se joace cu noi. Să o primim cu aplauze pe Stella Cruera! Săruna, bună seara! Bună seara! Nu mi-am pierdut nervul. Remarcabil, leopard cu leopard cu leopard. Da, băieții mi-au zis că vin din jungla amazoniană. Nu, dragilor, vin din jungla brăileană, mai rău. Oh, pe cartel. Da. Nu. Îi salut pe brăilenii mei. O să încep cu niște epigrame și, pe urmă, poezie umoristică. Știe toată lumea că este proverbială prietenia dintre Eminescu și Creangă, referitor la instrumentul de scris de pe timpul marelui poet, care este? Penelul. Stiloul. Pana. Talentul. Mâna. Condeiul. O să aflați acum. Eminescu, cu foaia în față când stătea și inspirație n-avea, mi-nchipui Creangă că-i zicea: să viem șeva în pana mea. Am zis pana. Accesorii. Mă întreabă toți confrații în cor de ce am brățară la picior. S-o port acolo, la ce bun? Mă simt mai sexy când mi-o pun. Pițipoancele. Ca fotbaliștii să le placă, o galerie o să le facă. O să le fluture drapele și o să le sufle în vuvuzele. Fanii Anei Lesco. Va fi în București, o știu, din nou vreun cod portocaliu. Pe Ana Lesco o văzură și acum la toți le plouă în gură. Să continuăm cu o poezie umoristică. Pentru a înțelege toată lumea poezia respectivă, o să fac două precizări. George este regizorul nostru de aici, al vostru. Ce? Și Delia, există o piesă, iubita mea, Doi nebuni. Tu ești de specialitate și trebuie să știi. Cine o interpretează? Doi nebuni? Doi nebuni, doi nebuni. N-are rost să pierdem timpul, da? Mergem înainte? Da. Ziua bună tuturor! Am venit la Ai Umor. Eu sunt Stella și sunt dama ce prezintă epigrama. Vi le-am recitat, le știți. Rog din nou, atenți să fiți. O filmare am trimis. Așteptam răspunsul admis. Să stau liniștită în fine. Vai, și George nu mai vine. Lângă scenă când am stat, microfon mi-au atașat. Și-s atât de fericită, doar aici sunt pipăită, că încolo e un chin, la antenă o să mai vin. Ne mai amuzăm un pic? Da. A, lui Chelu o să-i zic: ești berbecul curajos, talentat, băiat frumos. Ai o șapcă de poveste, dar manera unde ți este? Capul acoperit? Vezi bine, stă o doamnă lângă tine. Delia, iubita mea, ești născută să fii stea. Cine te-a făcut om mare? Ai platforme în picioare. Și să trecem la actor. Ca și George, vărsător. George, George, de două ori te-a pomenit. Scriitor mai nou, se pare. Mă lipesc de o carte, oare? Caritabil, știi ce-i mila? Apropo, ți-ai luat pastila? Mai mulți fani ai vrea să aduni? Fredonavom doi nebuni! Mi-ar sta bine ca subretă? Poate o punem de o scenetă! Ia să mai cobor eu tonul, să predau și microfonul, că-i de aici, de la antenă. Am lăsat în el halenă. Mulțumesc mult! Mamă! Mamă! Mamă!
Nu, nu închide încă. Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe. Și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet. Mulțumim și dai play mai departe. Ce frumos mulțumești, băi, Dani. Da. Ce vorbești?